Cred că v-a făcut plăcere întâlnirea cu, chiar și prin telefon cu Claudiu, că păi, nu prea ați mai vorbit cu el, nu? Păi numai dacă îl sun eu, el nu prea sună. Nu, dar se simte că e focusat, într-o energie bună. Pe ce e, de făcut. Nu, nu-i place și el era relaxat, și era relaxat și ne-a plăcut să-l vedem așa, pentru că pe margine, atunci când îl privești în timpul meciului, nu scoți niciun zâmbet de la nicio grimază. Claudiu e foarte concentrat, dar sper să facă treabă acum... Sper să obțină pentru sezonul viitor acest drept la promovare și să reușească acest lucru. De ce nu? Pentru că are pasiune Claudiu și se simte asta. Valeriu Iftime este la telefon. Bună seara, domnule Iftime. Bună seara. Înțeleg că ați coborât din avion. De unde veniți? Ați adus ceva? Am adus ceva speranță. bună și aia, că singur, moare ea ultima, dar moare și ea la un moment dat. Da, moare sigur. Da, am văzut o declarație, cred că în gazetă, în gsp.ro, că trageți obloanele dacă vă bate și Dinamo. Eu mi-am permis să spun și Dinamo dacă ia bătaie, nu știu, s-ar putea să cam tragă și Dinamo obloanele. Cam așa e. Domnul Iftime, bun, actualitatea este gravă, dar vreau să vă întreb totuși cum vă explicați dintr-un club unde la Botoșan se câștiga foarte greu, un club care ajunge și în play-off, un club care vinde jucători și tot reușește să se mențină la un nivel. Cum vă explicați dezastrul din acest an? Domnul Vare, dezastrul a început anul trecut, din anul ăsta. De fapt, de discuție despre buget. E greu să ai la Botoșani jucători cu 3, 4, 5 mii de euro valoroși, mai jucători români, pentru că nu vin. Au crescut, sunt convins de asta și știu asta, au crescut nivelul de salarizare în Liga 1. Sunt formații precum Cluj, Sibiu, Iași, voluntari care dau sau piese de la Arad, dau mai mult, 7-8 mii de euro. Ceea ce n-am dat. Nu m-a mai mers ideea cu jucători de 4 mii care vin la mine, îi refac și pun picioare. N-am mers anul trecut și de atunci lucrurile sunt într-o cădere continuă. Dar eu nu vreau să cresc bugetul ăsta pentru că așa sunt, am un deficit de 3 milioane de euro anul ăsta care îi plătesc. La 3, la 4, doar vă referiți la anul calendaristic? Vorbesc de anul calendaristic, da. Așa, da. Care e bugetul de a aveți un deficit atât de mare? Sunt drepturi TV, mai sunt alte venituri? Atât de mulți bani cheltuie clubul? Simplu, domnul Rămureanu, gândiți-vă, 15 ani și jumătate. Dacă ceva îmi spune care mai puțin, mă apucă de somn. Deci, eu spun toți banii cheltuiți cu staff, cu jucători, cu deplasări, cu centru de copii, cu tot, cu academie. 15 ani și jumătate. Lăsați că n-am înțeles bine. 5 jumate sau 15? Nu, 5. 5 jumate, ok. 15 intrăm în play-off. 15 vă bătați la titlu și prindeați și... Eu mă distrez, intru cu pe Rovene. 5 ani jumătate. De la Deturi TV am avut 1.700.000. Asta e locul 14, locul că am putut să cunoaște. Da. Puneți diferența. Bileterie, 100.000 de euro. Marketing, 500.000 de euro. Dar restul... E frustrant să vedeți cum în alte orașe primăriile finanțează cluburile cu milioane de euro? Nu știu dacă e frustrant, e competiția neloială. Sau, nu știu, dacă până la urmă comisem de orașe, nu de, eu știu, angajatori sau patroni de fotbal. Este, da. Eu dacă aș fi 2 milioane de euro cineva dintr-un buget public sau din alt antreprenor, alt, nu știu, alt investitor sau cheltuitor la fotbal, aș avea o tot altă speranță. Așa nu pot, adică eu de fapt sunt ca un notator care mă lupt să trec fluviul și în partea la altă când termin mă așteaptă crocodilul. Adică ce mă așteaptă? Anul viitor încă 3 milioane sau 4 milioane. Pentru că la 5 milioane jumătate, vă rog să mă credeți, nimeni nu face mai mult decât luptă pentru evitarea reprogramării. Foarte greu. Deci dumneavoastră spuneți că n-ați avut altă dată buget mai mare, dar erau la alte echipe bugete mai mici. Bineînțeles. N-am avut buget. Și la mine acesta nu ăsta, pentru că, în general, cam o trecare am crescut 500.000 de euro bugetul. Asta este competiția în care trăim și nu pot să nu o văd în mod real. Adică jucători, dați-mi un jucător de Liga 1 pe care la Târgoviște. Am avut treaba asta, niște copii formidabili de buni pentru Liga 1 și am plecat la Cluj. De ce salarii? Pe 4.000, pe 5.000, pe 6.000? Nu. 7, 8, 9.000. Asta e. Bun, și care e soluția? Să închideți obloanele, asta una. Soluția este să mă lupt până la final, să văd ce pot face. Sigur, dacă mă bate Dinamo, chiar nu am nicio
variantă de a merge mai departe, pentru că, na, să știu, n-am dacă ia bătaie la mine, cam același loc pe Paște. Dinamo și Fece Botoșani, e greu să credem că sunt mai, nu știu, că sunt bărbate pentru evitare retrogradare în mod real. Așa cred în momentul ăsta. Poate pe după ea nu și face Dinamo niște jucători, mă încerc și eu niște jucători, încerc mai mult, dar e greu să, foarte greu. Putem face o speculație că de când nu mai aveți ce vinde la FCSB, apar problemele? Nu, n-am jucători. FCSB-ul l-aș acum de la mine. Dar n-am eu jucători de la FCSB. Vezi de ce jucători am dat eu mai departe. Și ați văzut că erau alte vreme. Adică nu e de vină piața, e de vină furnizorul. Adică eu n-am mai nimerit niciun fotbalist de ăsta adus din Meleche, nu știu care, în Gadeu sau cum îl cheamă pe ăsta, Daua sau nu știu care, știți, sau ăla de la... Au fost mulți, Cabrera, acolo, Martinez. Acolo era lăudat croitorul pentru ochiul pe care l-avea, nu? Da, mare sau tot mare merită aici, dar nu e definitiv și nu e el. Pentru că o să vedem mai departe care din noi doi dă faliment, și eu și el. E o concurență? Înțelegeți? Eu cred că pentru că făceau o echipă bună. N-am reușit să ne înțelegem. Uh-huh. Oricum, viitorul era previzibil, pentru că nici e greu să scoți în fiecare an jucători de milioane de euro. Foarte, foarte greu. Păi... Și repeta, că sunt competiția. Da. O soluție ar fi să mutați echipa, că am văzut declarațiile de la un moment dat cu Suceava. Am mutat echipa, nu e din răutate. Am mutat echipa cineva care a făcut un cad de academie. Uh-huh. Dacă 10.000 să ții academie, poți merge în alt oraș. Nu-i mare scofală, știi? Dar eu nu fac asta, eu țin la orașul meu, chiar prețuiesc, vreau să rămân acolo, dar toate sunt cu limite și cu de-asta, răbdare, până la economică. Anul trecut am cheltuit 2 milioane așa de euro, am fost 3. Pentru ce? Unde ajungi? O distrație, totuși. Lumea mă înjură. Vă distrați, nu? S-a zis, m-am distrat. De ce? Acum, mai o distrație scumpă? Așa este, poți face altceva cu bani. Este mai important pentru comunitatea mea, de exemplu. Corect. Dar nu pot, n-am orizont, orizontul e blocat. Oriunde mă duc, cheltuieli foarte, foarte mari, punct. Pentru iarna aceasta aveți un jucător de vândut, Florescu, poate? Sunt Florescu, poate ăsta Dican, care are o formă bună, știți? Junior Pius pleacă, am ofertă pentru el și oricum pleacă în vară liber și trebuie să iau niște bani pe el și am ofertă din Belgia și una din Portugalia, Liga a doua. O să pleci cu siguranță, pentru că n-am cum să-l țin. În fapt, vânzările mele de fotbalist n-au fost vânzări cumva speculative, să caut niște bani mai decât. Au fost vânzări la impuse, adică am ajuns în momentul în care nu puteam să fac nimic. Pentru că jucătorul extinde contractul și pleacă. Și dacă ești în ultimii 6 de contract, cum era din mai lat. Dacă uh-huh. el nu avea ghinionul ăla să accidenteze. Da. Nu? Mai lat, l-am bani pierd. Dar faptul că am pierdut. Dar dacă nu-l vindeam în vară, îl pierdem dacă noi facem un contract cu el. Și ei nu prea vor, că știu că n-ai 3, 4, 6 mii de euro cel mult au la mine, când vezi că în altă parte e de 10. Și apoi nici orașul nu e de ofertant. N-am reușit să facem stadionul și aici e vina mea așa a celor la primărie. Dacă am un stadion, poate era altceva. Știi? Eu am nu se resemnat 100%, dar eu încerc să măsor cu ochiul, să spunem oarecum, interesat să nu pierd foarte mulți bani. Să fac un spectacol sportiv, dar cu limita asta, normalitate. Am văzut că deja toți mă jură pe acolo. Băi, ieftine, scoate bani, fă ceva. Ce să fac ieftine cu scosul banilor? 3 milioane, 3 milioane și 3 milioane? Mai cu banii să fac un spital în câțiva ani. Cum a fost finalizat cazul lui Pinson, jucătorul bănuit că pariase pe cartonaș galben luat într-un meci din prima ligă? Da. Ei au rămas la Comisia de Integritate. Eu n-am ce le fac. Eu cred că va pleca în iarna asta, știți că la vară cum extind contractul, n-am putut să mă despart cu ei într-un mod ăsta, să spunem, războinic, pentru că n-aveam ce să le spun. Mai puteți avea încredere în niște oameni pe care îi suspectați că pariau și că luau cartonașe intenționat? Bineînțeles că eu n-am încredere. Am avut o discuție destul de lungă cu clubul și cu lotul. Adică vreți să vezi, alergând pe lângă mașina terenului sau să antreze cu tine, sau să-i faci și pui antrenor separat, iar e complicat. De altă parte, eu n-am argumente 100% că el ar fi... Eu din presă m-am aflat mai mult, știți? Da, a circulat o bârfă sau o informație că i-a fi prins și că ar fi pariat pe înfrângere la minimum 3 goluri diferență la Sepsi, când a fost 5-2. La povești de asta nu cred. Da?
ăla cu galbenul poate fi așa, verosimil, dar cu, nu, cu milioane, cu goluri luate, cu bătăie, nu cred că sunt... Și nu, nimeni nu face treaba asta, cred, dar sunt eu naiv. Și ultima întrebare, domnul Iftime, despre un subiect care sigur vă interesează foarte mult. Cine ia titlul, credeți, în acest sezon? Credeam că e FCSB-ul, dar după, eu știu, după ultimele schimbări, eu aș vrea să ia FCSB-ul. La ce schimbări vă referiți? Da, cum este din asta, adică domnul la... i-a spus... Bate vântul prin arbitraj sau la altceva? Mă ia doamnă de care, dar ce faci, doamnă, tăi, Lexit, ultimul loc, s-a așteptat eu. Da. Schimbările din timpul meciurilor. A, la schimbările din echipă. Da. Nu că am înțeles. Și mi-a zis, băi, doamne, știne, bă, tata, dar tu știi fotbal pe locul ultimul loc, ocupi din tine la schimbal. Păi da, că mare dreptate aici. Exact. Mai, așa că mai bine... Mai ziceți câte ceva când sunteți peste el în clasa mea. Exact, atunci da, mă ocup și de ei. Dacă mă nu știu. Dacă bateți pe Dinamo, credeți că se poate schimba ceva sau poate fi doar un foc de paie? Nu, poate există o ceva în încrederea jucătorilor, pentru că asta cred. Dacă bat Dinamo, eu zic că sunt niște șanse teoretice. Dacă nu bat Dinamo, e nenorocire. Pentru că dacă nu-i bați nici pe ultima clasată sau pe ultima clasată, n-ai nicio șansă. Asta cred. Și cumva se închide totul. Mental vorbesc restul. Oricum și matematic se închide în două părți. Da, bine. Da. Mulțumesc frumos. Numai bine. Da. Sănătate. Mult succes. Da. După câteva momente de publicitate, vedem și